Bună seara și bine v-am găsit, dragii mei! Uite că am pășit deja și în anul 2022 și bineînțeles, ca de fiecare dată, ne dorim ca acesta să fie mai bun, mai prosper, să ne se împlinească visele și dorințele, iar noi cumva să radiem la față și inima noastră bună, să umple de bunătatea ei și pe cei din jur. Și bineînțeles, avem nevoie de exemple, de oameni pe care să-i punem în rama vieții, care să ne fie un exemplu și pe care să putem să-l dăm drept exemplu celorlalți. Unul din visele mele mari deja s-a împlinit, am propria mea casă televizată și sunt tare mândră de ceea ce se întâmplă aici în studioul mare de la Moldova 1. Că despre oamenii pe care reușim să-i punem în rama vieții, astăzi nu o să descoperim bicicleta, dar vă propun să redescoperiți un om și familia sa la care eu țin foarte mult. Nu suntem prieteni la cătăramă, nu pot să zic că am fost la ei pe ospețe, dar vocea lui vine de la mine de acasă. Ori de câte ori îl aud cântând, îmi place și melodiile lui se așează la inimioară. Este artist al poporului, dar nu asta contează, că nici lui nu-i prea îi place să se laude cu titlul pe care îl are. Merg să întâlnesc, să-i spun bună seara și dacă mă întrebați de ce l-am ales anume pe el pentru prima emisiune din anul 2022, stați alături de o seară în familie și o să aflați pe parcurs. Până una alta, merg să salut familia Rusu. Zic din start, nu suntem neamuri. Bună seara, oameni buni și frumoși! Bună familia seara. Lui Igor Rusu este astăzi aici pe canapeaua de la O Seară în Familie. Ea este prințesa Gloria Melania, din cât eu știu, sau Melania? Melania. Melania, bă, așa e de frumos, așa e de rustic și așa e de vechi. Dar știu povestea, dar o să te rog pe tine să-mi spui de ce te cheamă atât de frumos. Ea este doamna Tatiana, regina din umbră, dacă înțeleg eu. Bună seara! Și el este domnul Igor Rusu. Acum ne domnim doar la salut și după care trecem la pertu, pentru că îmi sunteți atât de aproape încât nu mi se dă limba să vă domnesc chiar cu literă mare. Bună seara și bine v-am găsit în această nouă casă. Felicitări pentru această minunată casă de televiziune. Să fie cu Doamne ajută, am mare emoții. Este într-adevăr extraordinar, un decor de... Nici nu știu, nici n-am mai văzut nicăieri așa frumusețe. Să vă simțiți cât mai bine aici, să aveți invitați cât mai interesanți și pentru voi, ca și realizatori a emisiunii, și cât și pentru cei care ne privesc la ecrane. Să, uite, vreau chiar să te felicit cu această casă nouă, să spun... Să... Ce-mi plac florile, acum ca o gazdă primitoare trebuie să le iau, nu? Să primiți mulți, mulți oaspeți... Cât mai interesant. Mult. Vaccinat? Da. Putem să ne pupăm. Da, sigur. Mulțumesc din suflet, o să le las pe masa noastră. De ce a ținut soția atât de ascunsă de ochii lumii, de ochii presei? De obicei, oamenii de artă mai des să-și scot nevestele zic, în ramă. Vreau să vă spun, n-am ținut-o. Ea așa a hotărât. Dar adică datorită acestui fapt m-ați avut pe mine tot timpul alături la emisiuni și nu numai, dar pe la diferite concerte, spectacole, pentru că... Stai că am prins un gând narcisist aici. Tatiana, el e vedetă și acasă? Nu, el acasă este tata, este Igor, este... Da. Duce gunoiul, faci cu aspiratorul, faci piața... Dacă are timp, uneori. Da, ne ajută uneori. Nu pot să zic tot timpul, dar face. Eu cunosc cumva povestea voastră de iubire, pentru că am mai văzut-o undeva relatată. Nu o să lungim prea mult vorba, dar pentru că e o emisiune de familie și logic să vă întreb foarte simplu, de ce credeți că vă meritați unul pe celălalt? Și ce v-a tras la început unul la celălalt? Cum ai înțeles, Tatiana, că e bun să-ți fie soț? Că e bun să fie tată pentru copii? Apropo, sunteți din același sat, ați copilărit împreună, ați mers la aceeași grădiniță, ați mers la aceeași școală, ați fost la aceeași coră în sat, veniți din părțile dondușenilor, din nordul țării. Și uite așa, am venit la Chișinău, el la conservator, eu la Institutul de Arte era pe atunci. Și au trecut ani și nu știu cum, noi unul fără altul nu putem. Pentru mine a contat el însuși, el, Igor. În sat el era Grigoraș. Serios? Avem un pseudonim. Grigoraș Rusu. Așa era pseudonimul în sat și eu m-am îndrăgostit de acest Grigoraș. Ce ai făcut ca să se îndrăgostească de tine? Nu știu, eu de fapt niciodată în viața mea n-am făcut ceva special să fac anume ca să
să plac cuiva. Uh-huh. Eu am fost firesc așa cum sunt și cum mă cunoaște toată lumea. Tot timpul mi-am văzut de muncă, de cântec, de tot ce mă înconjoară, de prieteni și colegi de muncă. Și nici n-am avut când să fac ceva pentru a fi cumva. Deci nu cred. Trebuie să faci ceva ca să cucerești o fată. A, să cucerești o fată. Bine, îmi luau multe fete de urma lui Igor. Nu știu, cred că felul meu așa era, să fiu atent. Îmi luau. Erau. La conservator, când era student, erau. Dar n-a fost să fie cu altele. Mie mi se pare că tu ești un artist destul de modest. Modest în sensul că nu sari în față sau nu te ceri în față. Au fost mai multe discuții între noi prin culisele concertului. Țin minte că la un moment dat întreb pe Igor, a fost câțiva ani urmă, ce titlu ai, cum să te prezint în scenă? Și zice, da, nu zici tu nic, n-am nic. Pentru mine asta a fost cumva, dar cum el nu-și cere titluri? De ce nu crede că ele sunt importante pentru un artist? De când e artist al poporului, cred că și de mai puține ori am auzit vociferându-se de reprezentare artist al poporului. E ceva ce ține de modestie, de cei 7 ani de acasă, de omenie? Nu. Eu consider că imaginea mea s-a creat în ani, în muncă, în relațiile mele cu clientela, pe unde am cântat la petreceri private. Eu am o experiență foarte bogată și atâția oameni cunosc în această țărișoară frumoasă, că uneori chiar mă amuză. Mă întâlnesc cu cineva și vorbesc că, uite, eu sunt de acolo, când trebuie să ne înțelegem despre o petrecere. Și zic, din ce sat ești, de acolo? Păi, dar pe celălalt știi, dar pe celălalt știi. Eu nu există o localitate unde să nu găsesc 2-3 oameni pe care îi cunosc. Și nu mai am nevoie deja de prezentări și de nu știu. Cunosc toată țara. Am colindat, începând cu orchestra Lăutaru din Bălți, cu Viorel Gribincea, unde am blat tot nordul cu spectacole și cu ansamblul de dansuri Vântuleț. Și pe urmă am venit la orchestra la Chișinău și am fost angajat în orchestra Lăutare cu maestru Nicolae Bodgros, unde am umblat tot sudul. Am cunoscut atâția oameni că cum să ies eu cu cei care mă cunosc să spun că uite, eu sunt artistul cu tare. Doamne, e de poveste să-ți cânte la nuntă Igorul. Eu când am ocazia să fiu alături de el, stau ca la concert în spate și-l ascult, pentru că mai puțini artiști se dedau atât de mult în timpul lucrului. Sunt mulți care se cruță și titlul lucrează pentru ei, fac un recital, două și se așează comod undeva printre invitați. Nu e și cazul tău. De fiecare dată când te-am văzut în lucru, am știut că omul ăsta o să cânte de la datul mânii și până la dezbrăcatul miresei. Pentru că asta este, de fapt, menirea noastră. Și respectul față de omul care... Eu până nu obțin să mă duc acasă, să-mi spună lumea, a fost... extraordinar, nu mă las. Da, nevestei mai ai putere și curaj să cânti. Se întâmplă să o surprinzi așa cumva și zici, cânt ceva. Pentru că noi pe cei de acasă nu-i cruțăm niciodată. Noi ne permitem să fim așa cum suntem. Dacă suntem enervați în afară, putem să strigăm la ei noștri de acasă, putem să nu ne facem obligațiunile, putem să uităm să ne spălăm ceașca de cafea pentru că cineva o va face pentru noi. Uite, Rosalina, eu când vin aici la Moldova 1 sau când vin eu și cânt la voi pe scenă, eu știu că o părticică din acel cântec este și dedicat. Da, el știe că eu oricum, unde n-aș fi, eu urmăresc. Aha. Fiecare pas eu urmăresc și... Și știi că sunt dedicate ție? Nu atât, că sunt dedicate la toată lumea, că așa e frumos. Dar eu știu să urmăresc tot și atunci... Hai cânte atunci, ceva. Dacă tot ești la Moldova 1, vrei să-i cânti Tatianei? Hai să cânt. Dar de pe scenă, ca să fie pentru toate femeile din lume. Scena te așteaptă cu mare drag, te rog să o încălzești cu prezența ta, iar noi, trei fete, o să te admirăm. Așa-i, Gloria. Să calce pe urmele lui tata? Noi nu suntem categorici să vrem. Asta vine, pe mine nu m-a impus nimeni să fiu cântăreț.
Așa am simțit eu de mic copil, am cântat mereu. Unii mergeam pe stradă, bine, nu pe stradă, pe câmp, mergeam în sat, eu cântam mereu. Și eu am observat acest lucru și la Gloria. Ea cântă în continuu, nu se oprește. Deci, probabil că asta eu, nu știu, eu, nu știu ce acolo, un... E ce ține de pisică și șoareci, nu? Să nu vorbim de așa. Ce cântă tata, îți place? Da. Dar e un cântec preferat de repertorul tata? Mie toate îmi plac. Dar îți place mai tare când e îmbrăcată în costum popular sau când e îmbrăcată, uite, așa cum a venit astăzi la noi la emisiune? Cred că în costum popular. Ah, ce bine. Dar sincer zici acum. Da. Câte costume populare are tata acasă? Nu le-am numărat. Are un dulap întreg de costume populare? Da, are. Costumele populare costă o avere. Cât de mult vă deranjează când Igor își mai cumpără o cămașă sau își mai face un brâu? Aici m-am salvat. Nu eu le cumpăr, le cumpăr Tatiana. Întotdeauna când mergem în România, eu le cumpăr, eu le văd, eu le aleg. El nu are nevoie de ele. Adică mie îmi place tot timpul să le mai schimbe. Și asta e. Igor, dacă se simte confort într-o cămașă, el poate să nu o schimbe absolut deloc. Dar ei se regăsesc în garderoba familiei voastre sau nu? Pentru mine? Da. Am, dacă nu le-am purtat, dar am 4. Cât de mult contează căldura căminului, omul din casă, mâncarea caldă pe plită, confortul casei, sigur, nu știu. Că pentru mine e foarte important ca să fim împreună. Așa a dat Dumnezeu, ca să fie o familie din doi. Și sigur că multe lucruri nu le-aș fi reușit eu să le fac dacă nu aveam așa o susținere acasă. Pentru că pentru mine casa înseamnă, hai să spun, piatră, tencuială și lemn, da? Casa în adevărat, cuibul acasă este soția. Dacă n-ar fi soția, casa este doar un imobil. Știi, nu este... Căldura focului căldura, din matră. Sigur că depinde de soție, femeie din casă, ea este casa unei familii. Bărbatul e mai mult, mai ales eu, ce ritm de viață am avut cu... 2 avioane pe zi, chiar la propriu, așa a fost. Înainte de pandemie, aveam bilete la avion pregătite deja pe luni înainte. Și, bineînțeles, că despre ce casă mai poate fi vorba? Casa este soție care are grijă să menține totul, copiii să fie spălați, hrăniți, trimiși la școală, așteptați. Agenda verificată și semnată. Și sigur că și eu, de ce să nu recunosc, că aștept și eu să fiu așteptat. Eu vă las aici pentru puțin timp și merg colea pe scenă, dar vreau doar să deschid parantezele. Ziceam în capul emisiunii că nu în zadar familia lui Igor Rusu este astăzi pe canapea. A trebuit cumva să-l motivez direct ca să vină la emisiune și am zis, omule, tu ești născut pe 1 ianuarie, așa că n-ai cum să spui nu, emisiunea mea iese în data din 1 ianuarie, așa că te rog frumos să-ți iei familia și să vii la emisiune. A durat un pic până v-a convins tati, nu, Gloria? Da. Dar eu îi mulțumesc foarte mult și Tatianei, în primul rând, pentru că... Și noi vă mulțumim. Țin foarte mult la confortul casei, nu neapărat la scosul rufelor în public, ci mai degrabă la oamenii frumoși care creează o familie. Și sunteți atât de frumoși unii lângă alții, încât mulțumim. Am impresia uneori că întrebările sunt de presos. Dacă v-aș pune în ramă și m-aș uita preț de o oră la domniile voastre, cred că aș înțelege foarte multe despre spiritul care doinește acolo. Dar mai e un om din afară care a intrat nou în familia voastră, este nora voastră. Da, care poate să spună despre familia voastră un pic detașat. Și mai e și o cumătră pe care eu o cunosc foarte bine și care a avut grijă să pregătească gașca ei pentru emisia de astăzi. Unde mai pui că e cumătră cu voi, dar e și nașa de cununie a lui Igor Junior, băiatul vostru cel mare și badea Gloriei. Așa că eu merg pe scenă și vreau să cred că Igor e pregătit pentru surpriză. O să merg încet, încet pe scenă și o să aștept să se aprindă lumina și aici, pentru că nu e vorba de un om, doi, e vorba de mai multă lume. Mă refeream în primul rând la moștenitorul familiei Rusu, la Igor Rusu Junior, împreună cu nevastă sa Adriana, la veritorul
băiatul lor și fratele lor de cruce, Liviu, și bineînțeles la nașa lor de cununie, Mariana Mihail. Așa că, oameni buni, vă rog să vă faceți curaj și să veniți aici la dreapta și la stânga mea. Și pentru că totuși e o zi de naștere. Mulți ani, mulți ani trăiască, Igorusu să trăiască, la mulți ani trăiască și în scenă să poftească, la mulți ani trăiască. Bravo, ai tăi, nu? Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Igorusu să trăiască și să înflorească la mulți ani. Da. Chiuim o dată. Da, Mariana. Îți place surpriza? Nu pot eu fără surprize. Eu... Complicitate cu Rusalina. Mă degeaba să spune că Mariana Mihail este zâna surprizelor. Ai uite, Nora ta, ce tort frumos a gătit. Frumos. Da, da, și aici împreună cu Igor, bineînțeles, și cu Liviu, nu da, de una frumos. Singură. Uite, e un tort în stil de iarnă, l-am ales împreună, dar este din partea copiilor tăi și e în stil de iarnă, cu steluțe, pentru că tu ești o stea. Ești stea în casă. Și vreau să-mi pui și o dorință. Te-ai simțit vreodată stea? Nu, apropo. Nu m-am simțit, dar dacă spune Mariana Mihail, pe moment acum se acceptă. Și acum te rugăm să vii aici și să-ți pui o dorință. Iar eu, cu mare, mare drag și respect, vreau să-ți înmânez acest sie de baloane, este al tău. Pentru că ele creează atmosferă de sărbătoare. Și cum ești născut în prima zi a anului nou, ai acolo și o stea, steaua norocului. Eu te rog să-l punem aici așa, să-l vadă și telespectatorii, să ne vedem și noi. Și vreau să vadă ce scrie acolo pe steluța aia. Aniversare frumoasă, Igor Rusu. Dacă vrei, scrie aniversare frumoasă, Igor Rusu. Asta nu crezi că l-a luat de la altă zi de naștere și ți l-a adus ție. Să știi că ți l-a pregătit special pentru tine. Este un sie de baloane personalizat. 1, 2, 3, să se împlinească! Iuhu! Te rog să-ți iei tortul și să duci să te așezi cu tot cu tort. Voi nu sunteți oamenii televiziunii. Asta trebuie de specificat și a trebuit un pic de timp ca să Mariana să duc tratative, ca să veniți să fiți în platou de televiziune. Asta înseamnă că nu vă place lumina reflectoarelor? Nu neapărat că nu ne place, dar... Ei sunt mai motești, mai timizi, așa. Mai rar am avut ocazia. Cu așa nănașă, mai ales încotro. Eu zic așa, hai să mergem să ne așezăm, pentru că pe așezate și discuția curge mai ușor și emoțiile dispar un pic. Mergeți toți trei să vă așezați. Eu o să merg în celălalt platou să mă așez, pentru că acum sunt bogată și am mai multe platouri. Mariana, tu ai o melodie de atmosferă care se încadrează perfect în emisiunea noastră, după care mai puricăm un pic relația voastră de prietenie cu Igor Rusu și cu Igor Rusu Junior. Desigur, voi mergeți lângă părinți și vă așezați. Anul nou e încă prezent și cumva e în casele noastre de tuturor, așa că să fie muzică și atmosferă. La mulți ani, la mulți ani, la mulți ani pentru toată lumea. La și moșul care vine pe la fiecare cu surprize și cadouri de Crăciun. Astăzi facem party între noi aici. Moșul are barba plină de sclipici. Hey, hey. Noi vom cere foarte multe, o vacanță până la munte și speranța unui început mai bun. Anul nou ne aduce împreună cu mult dor și cu voie bună.
La mulți ani, la mulți ani pentru toată lumea. La mulți ani, la mulți ani, la mulți ani pentru toată lumea. La mulți ani, anul nou. La mulți ani și ție te rog să vii aici cu mine să bârfim un pic această familie frumoasă de care te leagă practic o viață întreagă de creație pe scenă. Da. Câți ani se fac pe muche de cuțit de când te cunoști cu Igor Rus? Îl cunosc de când aveam 17 ani și anul ăsta am împlinit, adică anul trecut, 2021, am făcut 35, încă am 35. E la jumătate din viața ta. Uite că da, n-am calculat așa, dar ai dreptate. Îți amintești împrejurările în care l-ai cunoscut? Deci la un spectacol sau la o nuntă. Pare mi se prima dată a fost totuși la un spectacol, la Casa Armatei, dacă nu greșesc. Acolo am evoluat pe aceea scenă și apoi am cântat la evenimente împreună. Am găsit așa o conexiune sufletească foarte apropiată. Mereu ne-am înțeles bine, atât cu el, cât și cu Tatiana, soția lui. Și nu știu, ne asemănăm cumva. Caracterele, temperamentul, ideile de viață, știi? Am găsit niște lucruri în comun. Astfel îmi explic, nu știu. Cred că asta o fi motivul și mă bucur că relația asta s-a menținut. A crescut în timp până la urmă. Da. Familia lui Igor Rusu, deci și Tatiana, ți-au botezat copilul. Ei sunt nanii lui Marius. Exact, da, așa a fost. Ca după asta să se învârte cumva roata și anul 2021 să te găsească în calitate de nașă mare. E o responsabilitate mare pentru prima dată pentru și voi. Exact, pentru că nu suntem nu familie. Nu te mai întreb cum a trebuit să-l convingi pe Vitalie să accepte să fie naș? Știi, n-a acceptat greu. Mă așteptam că va accepta mai greu, dar n-a fost așa. Deci a luat propunerea asta ca una foarte plină de responsabilitate, da? Și dar tu ți-ai luat contra rolul foarte în serios? Da, m-am străduit, adică cel puțin să încerc să fiu una așa bună, dar nu am practică deloc încă, da, încă învăț, să zicem, mai ales că nu suntem o familie cu mulți ani de căsătorie și noi am plinit recent 6 ani, dar oarecum, cred că până la urmă nu asta contează, dar relația între oameni, atitudinea. Nu mai zic, ți-e place să faci regie și altor emisiuni, nu doar ale tale. Dar suntem colegi și cumva am reușit să fim pe aceeași lungime de undă. Ai zis, crezi noastre, ce îți prezic astrele pentru anul 2022? Încă n-am reușit să citesc, deja? Dar cred că o să meargă bine. De ce? Pentru că e anul meu, anul tigrului. Deci tigru. Da, și anul ăsta este anul meu și ce cred eu că o să-mi aducă succes. Ce aștepți? Pentru că vorba aia, ce aștepți, aia și primești. Multe aștept, dar în primul rând îmi doresc încă un hit, încă o melodie în palmares care să fie o altă carte de vizita mea, așa cum este. Ce teme crezi că ajung să ducă o piesă către un hit? Fie astea nostalgice care ating sufletul oamenilor, fie una foarte dansantă, pozitivă, veselă, spectaculoasă, cu ritm din ăsta de petrecere. Deci ori o extremă, ori alta. Așa sunt la noi moldovenii. Mamă, a fost melodia care practic te-a lansat. Da. Și acum e hit. Și apropo, la nuntă ai cântat împreună cu Gloria pentru Tatiana, ții, nu? Ții minte orice detaliu. Am văzut poze și bucăți video și mi-a plăcut ideea asta. Da. Dedicație specială pentru mama. Am cântat-o împreună. Pentru toate mamele de acolo. Exact, în special pentru mama Gloria și pentru soacra mică, evident, mama Adrianei. Și am cântat-o fără repetiție. Așa, live, exprompt, deci fără să exersăm. Atunci pe loc ne-a venit ideea și am improvizat momentul ăsta.
Și a doua piesă care am cântat-o atunci la nuntă a fost La Lele, pentru că este un alt șlagăr de-al meu, scrisă de maestru Alexandru Lozanciuc, doar că este un cântec totul de altă factură, este dinamic. Așa. Deci mai ai nevoie de o piesă ca și La Lelele. Da, mai vreau una, mai vreau una de asta, săltăreață, veselă, energică și pentru că ajunge atâta să plângem, da? Știu că tu ești darnică la împărțit piese cu admiratorii tăi, dar nu cu toți, dar cu cei din casă și din familie. Gloria a cântat cu tine nu doar Dragă Mamă, dar i-ai mai dat tu și un colind să ți-l cânte. Da, și am mai cântat chiar la ea la școala muzicală, împreună am cântat La Lele într-un an. Aha. Și Dulce Mamă, tot am cântat-o împreună. Și astăzi i-a ales o piesă din repertoriul melodiilor de iarnă, un colind, Noapte plină de mister, pe textul maestrului Gheorghe Burschi, pe care îl salut respectuos, și muzica lui Victor Buruiană, un compozitor de excepție. Și este o piesă profesionistă, o piesă matură, și mi-am dat seama că Igor alege pentru fetița lui piese, deci mai complicate, piese serioase, așa. Nu am văzut-o și n-am auzit-o pe Gloria cântând piese copilărești. Deci el, dacă... Gloria îl ascultă, da, pe tata. Da, și cred că e o abordare corectă. Să înveți copilul să aleagă un repertoriu așa mai greu, că pe urmă o să-i fie mai ușor. Eu zic să o invităm pe Gloria pe scenă, să se simtă artistă, să-i lucească rochii în lumina reflectoarelor. Da. Și va fi un cover de la Mariana Mihăilă, da? Așa să fie. Trecem spre scenă și o ascultăm pe Gloria. Ce fulgi ca o mană ca din cer. La mulți ani, la mulți ani, la mulți ani și leruler. La mulți ani, la mulți ani, la mulți ani și leruler. Luna sus ca o fecioară, fulgun cerțe fix vor lejer. La mulți ani, la mulți ani, la mulți ani și lerule. La mulți ani, la mulți ani, la mulți ani și lerule. Ploaia de argint roiește, pruncul iesle gângurește. La mulți ani și lerule. Noapte-i plină de mister. La mulți ani și lerule. Sărbătorile de iarnă, iată vin să se și lerule. La
noapte-i plină de mister. La mulți ani, cilerule, ploaia de argint roiește, pruncul ies legând gurește. Noapte-i plină de mister. La mulți ani, cilerule, noapte-i plină de mister. La mulți ani, cilerule, la mulți ani, cilerule. Gloria, să știi că noi ne-am prins în ritmul tău și, apropo, dacă întorceam capul, toată lumea se mișca în ritmul melodiei cântate de Gloria. Mă uitam la voi în timpul melodiei și ziceam, voi v-ați înțeles să sclipiți toate așa, într-o gamă? Nu, cu Nașa chiar nu ne-am înțeles, a fost o coincidență frumoasă. Cu Gloria, așa, am vorbit de acasă că, iată, aveam așa rochiță, hai să ne îmbrăcăm. Cum s-a simțit Gloria pe scenă? Vouă v-a plăcut? Are stofă de artist, tata ce zice? Nici eu deodată n-am fost așa liber în scenă, vreau să spun că și dar mie... nici n-ai urcat pe scenă la vârsta ei. Eu am urcat pe alte scene, prin corturi, prin sate, pe la petreceri și acolo am făcut deci, practica asta, experiența mea de artist. De artist în devenire pe atunci, dar sigur că și Gloria are mult de muncit, noi o să muncim. Cum v-a găsit surpriza Mariani? Eu am zis că ea este zâna surprizilor și nu am dat greș. Știi foarte bine să țină secretele și să motiveze și pe alții să intre complici în povestea ei. Sigur că Mariana pentru noi, însăși Mariana este pentru noi o surpriză și prietenia dintre noi cu Mariana și, bineînțeles, cu toată familia noastră. Și cu toată familia ei deja? Cu toată familia ei. Noi ne bucurăm de toate succesele ei, la fel ea se bucură de succesele noastre. Uite, mă bucur foarte mult că prin această meserie, prin cântec, am descoperit-o și pe Mariana și în timp am devenit prieteni foarte apropiați. De obicei nu există o relație de prietenie între artiști. Artiștii mai rar se împrietenesc cu alți artiști ca și familie. Eu nu vorbesc așa profesional, de scenă, de cântări. Voi ați depășit limita de scenă și limita profesionalismului și ați deschis ușa casei și a sufletului. Ați trecut mai întâi voi în casa ei pentru că i-ați botezat copilul, după care ea a trecut cu toată familia ei în casa voastră. Să știi, Rusalina, pentru mine ceea ce ține de scenă, de cântec, de profesionalism și aceea rămâne în scenă acolo, dar eu întotdeauna am apreciat oamenii și după sufletul lor și valorile pe care le bogăția lor lăuntrică. Și Mariana este un om foarte, foarte sensibil. Este un om săritor la nevoie, niciodată nu o să te lase singur într-o greutate. Deci eu întotdeauna m-am bazat pe ajutorul Marianei și cred că la fel și ea pe ajutorul meu, noi ne-am tot timpul susținut. Ia spuneți cum ați decis în familie că trebuie să îi luați de naș voi, nu? Că bănuiesc că până la urmă ideea de la mama și la tata a venit. Să vă spun cum a fost, de fapt, Mariana, când Igor a împlinit majoratul la 16 ani, ea s-a ocupat de toate organizările. Deci ea a moderat, a cântat, a avut și invitat surpriză. Deci Mariana s-a ocupat de tot aranjamentul. Și eu chiar atunci am spus că, Mariana, tu la nunta băiatul meu, zic, Tu să organizezi. La care eu zic, da, nicio problemă. Dar ea nici n-a știut despre ce este. Deci, sigur că și Igor s-a atașat de Mariana. În timp, noi cântam pe la anunți, unde el chiar fiind copil mergea cu noi și ne ajuta cu sunetul. De fapt, și eu exact sunetul. Așa l-am și cunoscut. Da. Era ajutorul tău de Nadejde. Cu sunetul ne ajuta cu... Și, foarte bine se înțelegeau cu Mariana. Și am zis, dar de ce să mai căutăm noi, dacă noi avem... Dacă e nașa noastră, gata, crescut în familie. Deja este omul nostru apropiat. Adriana, aveți lucruri în comune? Vă înțelegeți nașa cu Fina? Ne înțelegem. Modă, rochii...
Da. Stilul și la idei, la creativitate, ei îi place să organizeze. Mie la fel îmi place cu idei. Hai, poate așa, poate așa. Adică ne înțelegem foarte bine. Dar îți place culoarea asta? Nu te tentează să ajungi la stil nou? Să-ți schimbi cofura? Nu. Acum ascultă-mă pe mine. Momentul în care Mariana nu o să aibă invitat, o să-i pice invitatul în ziua filmării, așteaptă-te, s-ar putea să fie surpriză. Vedem. Mă duc eu. Auzi, Mariana, doi invitați deja ți-am găsit. Noi, într-adevăr, ținem foarte mult la această familie, la Mariana și la Vitali și, bineînțeles, finuțul nostru Marius. Și cu asta suntem și noi mai bogați, că avem oameni și oameni aproape. Vreau să-l provoc pe Igor Junior. Apropo, îți place ideea asta de Igor Junior? Trebuie cumva să facem diferența. Să tu ești Igor și Igoraș. Cum e acasă cu... Nu, acasă noi facem diferența altfel. Cum? Este Igor și este Ig. Deci este diminutiv. Sau este, nu prescurtat. Nu știa până acum. Da, știa. Nașa știe de mult, de tare mulți ani. Că ea este în familia noastră și ea tot așa numește. Cum e? Badea Ig. Ia zi tu despre relația ta cu Badea Ig. Te ascultă? Nu. Nu te ascultă? Dar poftele ți le face când vrei tu ceva și îl rogi? Uneori. E bun cu tine? Uneori. Dar te ceartă? Bine, acum a sonsurat și s-a dus la casa lui, dar până avea nevastă te bătea la cap, nu? Da, nu. Atunci eram mică și nu prea eram și pe nu cap. Înțelegeai tu că își bate joc de tine? Sau nu? Ig! Zim, cum e să ai o soră mică și să ai pe cine alenta? Cum te-ai simțit când ai văzut-o acasă, mică, mică, mititică? Erai flăcău deja. Da. Când a apărut sora, vestea mi-a dat-o tata, eu eram student la Bălți. Ah, deja era student. În cursul întâi. El plecase deja la colegii de muzică din Bălți și noi... Și bă, era urât. Am rămas singur, știi? Dar chiar simțeam un gol mare fără copil. Ce bravo fără sunteți! Acum, fiecare problemă poate fi rezolvată. Da, tu cu Adriana te-ai cunoscut în anul întâi la colegiu sau mai târziu? Nu anul întâi, anul... Anul doi, el era. Anul doi. A, deci tu știai care o soră anul... mică, mititică acasă. Da. Cum te împace Gloria cu cumnata ta? Foarte bine. Foarte bine? Ea ți-a făcut zulufi și cofuri azi? Da. Și ea ți-a zis să te îmbraci în rochia asta așa lucită? Da. Deci e un model pentru tine? Da. Adriana, cum e să ajungi într-o familie de artiști? Familia ta face parte din lumea artei? Nu. Cum este în familie? Este la fel ca... Ca orice familie obișnuită, da. Sunt omenoși, ambii nu sunt... mai deosebiți față de alții. Dar sau... ți-amintești când te-a dus Igor acasă să te prezinte părinților? Da. De fapt, nu m-a adus acasă. Prima cunoștință cu mama, nu știu... Sau... Mama zici? Ați depășit momentul și e mama? Mama soacră. E mama soacră. Noi, ca să știi, Rusalina, suntem ambele Tatiana. Și mama Adrianei tot e Tatiana și eu sunt tot Tatiana. Adică undeva mai greu, dar te pășim ce să... Da, spuneam că am ieșit în oraș cu Igor, cu Liu și mama lui Liu. Stăteam așa la masă când... Dintr-un moment a venit... Apare soacra. Da. Asta a fost prima cunoștință, emoții, clar că am avut, dar a fost frumos. Igor, dar pe tine numele tatălui tău te-a complexat vreodată? Atunci când era adolescent? Acum, bine, că ești bărbat în toată firea și probabil că tata e mândria ta. Da. Dar în momentul în care, nu știu, ești student la colegiu, la care a învățat și tata, dacă îmi dau seama, la Bălți. Da, și mai e ca e strâm, că n-avea cum să fii perfect și ți se aducea aminte că, măi, ce tată vestit și bun ai și... Au mai fost momente din astea. Eu știu pe pielea copiilor mei că de multe ori ajung acasă și zici, dar mai bine n-ar ști învățătorii cine e mama mea. Da. În
principiu au fost mai mult părți bune, că eram băiatul lui Gorusu acolo. Aha, se deschideam niște uși mai ușor. Oarecum, da, era. Și adică nu am fost complexat absolut de faptul că sunt feature de artist, cum mai spun eu. Dar eu, din câte știu, tu astăzi nu cânti, sau cel puțin nu ai o meserie din, nu ai făcut o meserie din ale cântatului. Ești în domeniul IT. De ce? Te-ai dezamăgit? Nu neapărat, nu exclud posibilitatea să mă întorc înapoi în domeniul muzicii. Dar acum mai am o pasiune, domeniul IT, și cred că următorii câțiva ani îmi voi dedica acolo. Ați suferit când ați înțeles că nu o să fii artist? Da, nu e neapărat. Pentru mine contează, e și este îmbucurător când îi văd acasă și nu-și dau rând că vreau să spun că avem numai un pian în casă și numai se ridică unul, se așează celălalt și se ridică al doilea, se așează Gloria. Deci pianul mereu cântă, indiferent cine se așează la pian. Și eu mă bucur că au aceste studii muzicale și avem un limbaj cu care ne înțelegem în limbajul, știi că muzica are ceva aparte. Și dacă el se simte bine, eu undeva îl invidiez că el poate face și altceva, știi, că oricând o să cânte, el e foarte talentat ca și pianist, dar faptul că el mai face și IT, ceea ce eu nu pot face, recunosc, deci este deja cu un cap mai sus și atunci când copiii ajung mai sus decât părinții, să-și depășească părinții, nu este decât o fericire pentru noi și o mândrie. Dar voi și la nuntă ați cântat în patru mâini. Da. Ați ținut neapărat să vă uimiți oaspeții? Sau atâtea concerte au dat părinții și invitaților încât a zis măcar un moment de glorie al nostru să fie? A fost și asta o idee, mai exact a fost ideea mamei. Și adică ea ne-a spus, bă, ar fi bine, voi ați învățat ambii pian, poate faceți ceva, cântați ceva împreună. Și atunci am gândit că, uite, ar fi o idee bună să combinăm dansul nostru cu piesa. Cu piesa. Da. Adrian, dar tu profesezi, din câte știu, ești profesoară de muzică. Profesoară de pian, da. De pian. Deci, cumva, continuă linia acestei familii. Până mai crește Gloria, nu de alta, dar dacă o să crească Gloria, o să eclipseze întreaga familie. Asta e clar, la sigur, nu, Gloria? Tu ai și un nume de scenă foarte frumos, Gloria Melania. Da. Și acum zi-mi, te rog, de ce te cheam așa? Că ziceam cumva la început că e o poveste frumoasă legată de numele tău. Numele Gloria mi l-a dat tata, iar Melania, deoarece sunt născută pe 13 ianuarie, de Sfânta Melania. Deci aproape de ziua lui tati. Da. A vrut Tatiana să facă un cadou, dar n-a ieșit chiar exact. Îți dai seama cum e să trăiești în casă cu doi capricorni. Am dat seama că și eu am un acasă. Dar sunt buni, nu? Foarte buni la caracter. Doi capricorni, unul din 1 ianuarie, adică anul nou pe nou și unul pe vechi. Și unul pe vechi, da. Voi sunteți oamenii petrecerilor? Voi faceți petreceri mari acasă? Dați petreceri? Vă place să adunați lume multă? Oricum facem. Desigur, de adunat lume multă ne place, dar că nu tot timpul facem. Pe 1 ianuarie vine lumea la voi? Mai greu. Vreau să spun că nu invidez pe nimeni care este născut pe 1 ianuarie. Pentru că pe 1 ianuarie fiecare are șampanie acasă, fiecare a stat... Fiecare are olivieul lui. Da, și a stat noaptea trecută, 31 spre 1 până dimineața, a sărbătorit care și pe unde și a doua zi când îi spui vină până la mine cam cu greu, cam cu scârți, toată lumea vrea să se odihnească a doua zi. Dar voi aveți un plus că vă întâlniți pe 13. Sau pe 14, păi, asta e, da, e o scăpare. E o scăpare. Da. Dar nu e pentru tine, că toate cadourile vin pentru Gloria și tu rămâi fără nimic. Eu nu mai aștept cadouri. Pentru mine e important e dispoziția bună și oamenii să vină cu suflet și cu prezența importantă. Liviu, eu am înțeles că tu faci parte din familia asta de foarte mult timp. Voi sunteți verde de sânge. Da. Tu ești nepotul Tatianei, dar ea altfel mi te-a prezentat cumva. Ea mi-a zis că noi mai avem un copil, mai avem un băiat. E Liviu și astăzi a venit cu noi. Și eu zic, încercam să dau înapoi filmul. Știam că Igor Rusu are doar doi copii, știam de Igor și de Gloria și când colo Tatiana zice, noi mai avem un copil.
De ce te simți copilul lor? Și e frumos că ei te-au acceptat și mi te-au prezentat drept feciorul lor. Da, este foarte frumos și pentru mine mă simt foarte bine că am fost prezentat așa, pentru că am crescut cu Igor împreună de mici. Tot timpul eram împreună, doar școala ne despărțea, să spun așa. Ce, aveți o diferență de vârstă între voi? Nu, doar că mergeam la școli diferite. Asta e. La licee diferite. La licee diferite. Liu la un liceu și Igor la alt liceu. De ce ai ajuns să crești în familia lor? Tatiana, eu vreau să-mi zici tu. Păi, ca toată lumea din Moldova, au plecat și părinții au plecat și el a bunica rămas... ta e sora cu, da. Cu Tatiana. Și părinții au plecat, el a rămas la noi. Și asta a fost. Și deci a fost educația a venit din partea lui Igor și a Tatianii, dacă pot să-mi dau seama. Ce a văzut la noi în familie, ce cred că așa s-a educat. Noi n-am făcut niciodată diferență între Igor și Liviu. Deci pentru noi ambii sunt la fel de scumpi, la fel de dragi și la fel de apropiați. Deci, e foarte greu să educi un copil străin de sânge, aici zic. Pentru că atunci când strigi la al tău, acum ai strigat peste 5 minute, i-a trecut. Liviu, te-a durut vreodată când a strigat? Apropo, le zici cum le zici? Le spun pe nume. Pe Igor nume. Și Tatiana. Da. Te-a durut vreodată când te-au certat când erai mic? Nu pot să spun. Chiar și dacă a fost vreodată un moment când au strigat la mine, a fost pe dreptate. Și sunt foarte mulțumit că m-au îndrumat atunci când a fost nevoie. Era un copil cu minte sau nu? Mai primeam câte o palmă. Cine era mai cu minte? Igor sau Liviu? Liviu era mai cu minte. Liviu era mai cu minte. Era mai cu minte. Cum să spun? Ei mergeau, atunci era internetul. Pornea și ei trebuiau să fugă. Și eu, dacă nu îi găseam acasă la oră, mergeam să-i caut. Și dacă îi găseam... La localele este de internet. Mai erau localurile astea la care plăteai cu ora și puteai să te joci. Și ei se jucau la internet și dacă da Tania peste ei, era mare jale. Dar asta a fost. Până la urmă au crescut băieți educați, sunt... Deci noi ne mândrim cu ei. Liviu, dar acum ești des în familia lor? Acum sunt plecat peste hotare, de asta... Dar de sărbători ai venit acasă. Tot timpul vin acasă de sărbători, pentru că doar în sânul familiei te simți de sărbători. Dar mama acum e acasă în Moldova sau tot e plecată? Nu, e aici deja. La noi nu există, ca să înțelegi cât de strânsă este legătura între noi, deci nu există sărbătoare să nu vină. Indiferent cât costă biletul la avion, Liviu și cu Livia, ca așa se numește sora Tatiani, ei... Chiar ne fac tot timpul surprize și vin. Sigur că nici noi nu am fi atât de mulțumiți sufletește dacă n-ar fi ei lângă noi. Noi suntem foarte uniți și chiar le mulțumim că îi fac tot efortul ca să fie la toate sărbătorile alături de noi. Apropo de vorba că atunci când sunt toți acasă, atunci când sunt toți acasă și ne adunăm toți, vin din străinătate, este această armonie, că sunt toți, casa este plină și atunci este mult mai vesel de când sunt singură. Când ziceți toți, îl aveți în vedere și pe Liviu. Da. Sigur, și Liviu, și Livia. Și Livia. Asta e familia. Asta e familia. Cine noastră. Te înțelegi mai bine, cu Ig sau cu Liviu? Uneori. Cine ți aduce mai multe cadouri și mai multe dulciuri și mai multe daruri? Spune, Liviu, spune. Nu? Că vine mai rar. Liviu. Cu amândoi, cred că Liviu. Liviu, îți place pe aia o soră mai mică? Tot timpul mi-am dorit o soră mai mică. Când eram mic, îi spuneam mamei tot timpul că vreau o soră mai mică. Ești unul singur la părinți? Da. Și... Așa a fost să fie că... Ai doi deodată. Da. Verșorul meu e că noi că am crescut împreună, am fost tot timpul ca frații, dar mi-am dorit și o surioară și acum o avem pe Gloria. Igor, ai simțit vreodată că ți-ai din dragostea părinților când erai copil? Nu, absolut nu. Pentru că e caracteristic copilor să fie egoiști în esența lor și... Când vezi că mama mai cuprinde pe cineva sau mai mângâie pe cineva... Nu, eu am fost mereu opusul geloziei și... Da. Ați împărțit treburile în două și a fost mai ușor. Da. Și acum, și apoi, numai că nu ne găsai pe acasă, dacă nu... Mai... Dacă nu vinea mama, Gasila sau vărguța, că mama mai lua și vărguța uneori, că... Na...
că era și mare responsabilitate de asta și ziceam, când e copilul tău, Doamne ferește, e suflet din sufletul tău și e complicat. Dar când e cineva care știe că s-ar putea seara să dea un telefon sora și să zică ce face al meu? Și al meu nu e în casă, că e dus cu al meu. Se complică un pic lucrurile. Vă place să veniți acasă la mama să mâncați? De unde ești de Baștină? Din raionul Glodeni. Părinții tăi stau acolo? Da. Deci e mai ușor să vii la mama soacră într-o seară să mănânci ceva decât să dai o fugă până la Glodeni. Sunteți oaspeți dragi acasă sau nu prea? Bănuiesc că nu locuiți împreună. Avem cheie. Nu. Avem cheie. Și frigiderul nu e încuiat. Da. Locuim peste o casă, așa că suntem mereu împreună. Ce frumos! Ați ținut neapărat așa să găsiți-o undeva ca să fie alături? Sigur, și chiar ne dorim tot timpul să fim împreună, pentru că... Dar poate nurorii nu-i place să stea lângă soacră. Păi... Vine și mai deschide ușa, păi mai vede dacă e curat în casă, dacă are ce mânca băiatul. Mai pune mâna și mai faci curat, dacă... Pentru asta și sunt aparte, dar... Când e nevoie, într-o minută, două, suntem împreună. Dar vă implicați în familia lor cumva? Încercați să-i ajutați sau numai atât cât vă cer ei? Dacă, sincer, noi nu ne implicăm absolut, doar Gloria e permanent la ei. Aici, Gloria, eu cât ține secretele nu și nu... De mine. Păi, atunci ei nu se-și dorească foarte repede copii dacă o să li stai ei lor pe cap. Nu, eu o să mă rog, eu o să mă rog la Doamne să aibă grijă și de ei. Și de ei. Da. Pentru că nu e cum noi ne dorim. Doar de acolo vin, de sus. E adevărat. Că și vouă v-a dat-o pe Gloria când ați meritat-o până la urmă. Probabil. Sau nu v-ați dorit copiii până la Gloria? Probabil n-am meritat-o. N-ați meritat-o, asta și zic. Dumnezeu dă fiecărui atunci când merită copiii și pe Gloria ați meritat-o. Eu știu o poveste pe care vreau neapărat să o dezvolt în foarte puține propoziții. Știu că Igor e un mare gospodar și la nunta lui a făcut un vin. Cât aveai? Bine, nu la nunta ta, la 18 ani ai făcut un butoi de vin. Pentru nuntă. La colegiu. Pentru nuntă. Deci da, aveam 18 ani când am mers la piață, la Movileu, Movileu Podor. La Mojileu, ca așa da, se la Mojileu, zicea. La noi se zice, am luat un butoi de stejar. Pe urmă am cumpărat poama, că nu aveam atâta poamă. Am cumpărat struguri și am luat-o pe mama, am mers cu mama la piață, am cumpărat tot și am făcut un butoi de vin și am spus, ăsta o să fie pentru nunta mea. Deci de la 18 ani. Sunt suradeam. Și la ce vârstă te-ai însurat? Deci la 22 a fost nunta, 92, da? Da, deja 4 ani, deci, 4 ani avea vinul. Și atunci am deschis butoiul de vin. Dar nu l-ai băut tot, ai pus în două sticle. Am pus în două borcane de 10 litri și... Deci tu știai de atunci că o să ai doi copii? Nu știu, nu mai știam. Dar sau am pus... voi, pentru că erați deja împreună. N-am știut, așa a fost, nu știu. Și am rezervat, am zis că un borcan o să fie la nunta băiatului și nu, adică n-am știut atunci, dar am zis că să fie două borcane. Și uite, la un borcan l-am deschis la nunta băiatului, din vinul de la nunta noastră. Deci ce istorie, ce vârstă avea vinul la nunta voastră? Nici nu știu dacă... Aproape 30 de ani bănuiesc, da, aproape 30, da. 30 de ani. Și mai e o sticlă. Și mai un borcan de 10 litri mai. Un borcan de 10 litri, Gloria este. O să-l mai lăsăm așa. Să aștepte timpul. Bine, el o să fie băut cu prietenii la majoratul Glorie, probabil. Hai, să tot vedem. Ar fi Nu o grăbim, că nu viața acum... Să fiți voi sănătoși, da. să puteți să aveți grijă de copii și de nepoți. Da. Nu azi, mâine, poi mâine, dar într-o zi, când o fi, să fie. Mai e cineva care stă tare cu minte acolo și, apropo, care a dezvoltat tema asta și a băut vin de ăsta de 30 de ani, făcut de Igor Rusu în tinerețe. E un prieten al familiei voastre, un om de scenă, care se simte bine în anturajul vostru și pe care voi v-ați dorit să vină aici, pentru că oamenii buni știu cumva să se atragă unul pe altul. Și eu cred tare mult în energie care există între oameni, mai mult decât în cuvintele care sunt spuse. Așa că o să merg să o iau la întrebări. Habar n-am ce vă leagă.
poate ea știe de ce vă iubește și de ce vă este aproape. Este vorba de Nătălița Midone Roade Deal, un om cu adevărat al televiziunii acum, pentru că face parte și ea din lumea televiziunilor. Are propriul său post de televiziune, dar acum a venit la Televiziunea Națională. Baloanele Mariane o să le dăm pe o parte ca să ne vedem și noi bine la cadru. Bună seara, vă rog să intrați în platoul nostru. Bună seara și bine v-am găsit în casă. Ce frumoasă sunteți în prima zi anului nou, toată în alb, ca mulțumesc. Exact. Vreau să-mi spuneți cum l-ați descoperit sau l-ați redescoperit pe Igor Rusu, dincolo de artistul din scenă. Uite că am să zic că pe lângă artistul Igor Rusu, mult îndrăgit de publicul larg și de noi prietenii, am descoperit, și n-am să zic numai de Igor Rusu, dar am să zic și de familia Tatiana și Igor Rusu. Am descoperit o familie autentică. Și să știi că ne întâlnim și fără un motiv. Fără un motiv. Da. Igor, eu cred că trebuie să vii să-ți iei florile pentru prietenul vostru de familie. La tu acum am înțeles că ești prin alianță prieten, că de fapt cu Tatiana e prieten. La mulți ani, om al artei. La mulți ani, artist mult îndrăgit, cu riscul de a mă repeta, pentru publicul larg, pentru noi prietenii. Să știi că sunt onorată astăzi, că sunt alături de tine și de familia ta și florile sunt pentru tine. Îți mulțumesc tare mult și vreau să spun că eu sunt mult mai onorat și sunt îi mulțumesc Domnului pentru că ne-am cunoscut de ceva timp și uite, am descoperit că avem aceleași valori. Și mă bucur de familia voastră frumoasă, de copilașii voștri, la fel ca și noi, vă bucurați de tot ce v-a dat Bunul Dumnezeu și uite că probabil că asta ne-a unit foarte mult și mă bucur. Eu vreau să veniți un pic în față și o să-ți iau vorba din gură și o să zic altfel. Eu v-am văzut vara trecută, în poze la odihnă. Și m-am gândit, un artist nu merge la odihnă cu oricine, pentru că el, artistul la odihnă, e omul dincolo de scenă și dincolo de costumul de scenă. Dacă oamenii ăștia au făcut o gașcă și au mers să se odihnească, înseamnă că ei se suportă unii pe alții, își rabdă tabieturile și reușesc cumva să păstreze secretele, nu? Că la odihnă omul e așa cum e când se închide cortina. Exact. Ai dreptate. Am să zic că lumea bună se adună. Eu undeva mă regăsesc și cu soțul Nătăliței, cu Igor. Avem ceva comun. Și deci tot Igor. Tot Igor, da. Igor Rodideal. Și el este un om care atâta energie are și cred că, bineînțeles, că datorită Nătăliței, că ea este cel care pornește totul, ba mergem undeva să ne plimbăm cu astea, cu motocicletele sau cu... Ei sunt cu extremele. Cu extreme. Și îmi place foarte mult pentru că multe lucruri recunosc că eu de unul singur sau eu în familie nu le-aș fi abordat. Dar împreună cu această minunată familie Rodideal, eu, într-adevăr, familia noastră ne simțim foarte bine. Eu vă las să ne cântați. Astăzi cântă pentru Igor Rusu în special și pentru toți sărbătoriții din această zi frumoasă. Igor, hai să ne așezăm, da, să o lăsăm pe Nătălița Midone Roade Deal să se simtă artistă pentru oamenii de acasă. Cea mai frumoasă, te-ai născut pe lume în zi aleasă. Anii trei, dar nu și tinerețea ta. La mulți ani, mulți ani să fii așa. Azi e ziua ta cea mai frumoasă, te-ai născut pe lume în zi aleasă. Cu prietenii noi azi sărbătorim. La mulți ani cu toții să trăim. Azi e ziua ta, îți aduc în dar și eu ți-aduc o floare. La mulți ani atâția câți vor fi, la mulți ani frumoși atâți cât vom trăi. Azi e ziua ta, azi e sărbătoare, îți aduc în dar și eu ți-aduc o floare. La mulți ani atâția câți vor fi, la mulți ani frumoși.
perindă anii trec în goană. Tinerețe, tu nu te grăbi, anii trec toți floare lângă floare, doar vin frumos îi poți trăi. Pentru noi să cânte lăutarul, noaptea asta noastră va fi. Azi e ziua ta când ceasul bate, cine știe câți ani vom trăi. Azi e ziua ta, azi e sărbătoare, îți aduc în dar și eu ți-aduc o floare. La mulți ani atâția câți vor fi, la mulți ani frumoși atâți cât vom trăi. Mulțumim foarte mult! Te rog să mergi să faci companie Marianei, iar eu o să strâng ideile și mesajele voastre și dorințele pe care le trimitem în univers pentru anul în care am intrat și o să te lăsăm și pe tine să te simți artist pe final și să ne cânți și tu la mulți ani. Hai că nu vreau înainte să cânt, să uit despre un lucru. Uite, azi în emisiunea aici la noi au răsunat două melodii cu aceeași autoare de text. Deci primul cântec care l-am cântat eu când te-am cunoscut, da, este compus de melodie Valentin Dragomir, uh-huh, iar textul este Maria Stoianov. Și cântecul Nătăliței tot cântecul Maria Stoianov. Nătăliței este la fel compus de Maria Stoianov și ar fi păcat să nu spunem, să recunoaștem și să-i mulțumim pe această cale că, uite, ne-a oferit așa texte frumoase. Așa este și toate textele Mariei Stoianov ajung hituri. Așa da, că să dăm cezarului cei al cezarului. Da, asta am văzut. Oameni buni, ce vreți de la anul în care, uite, am pășit și pe care îl sărbătoriți în familie și alături de omul care poartă noroc anului în care am intrat? Acum că vrea, că nu vrea, cumva începe anul de la Igor Rusu și merge mai departe, trece pe la Gloria și pe urmă pe la toți ceilalți. Și pe urmă pe la Igor și și așa mai departe, până la sfârșitul anului, care avem doi săgetători aici, ambele. Deci unii încep anul și, da, și ceilalți și îl încheie. Pun punctul. Da. Apropo, ai zis că să ne facem planuri, cineva le face pentru noi. Exact. Și nu, noi doar trebuie să știm ce avem de făcut și să ne urmăm, hai să zicem, visele. Să știi că ești omul care adună oameni în jurul lui. Asta nu este un secret pe care poți să-l deschizi, e felul tău de a fi. Și să fiți mândri de tatăl vostru, pentru că lumea îl vorbește doar de bine. Iar lucrul ăsta chiar e bun de pus în rama vieții. Celor de acasă ar trebui să le spun foarte simplu, ca de fiecare dată, nu am uitat, formula este una viabilă și pentru anul 2022. Iubiți ceea ce aveți în preajmă pentru ca să puteți fi cu adevărat fericiți. Și acum ne cântă la mulți ani Igor Rusu. Azi mai mult ca ieri mi-e dragă, viața s-o trăiesc.
Azi din nou ca prima oară mă îndrăgostesc. Eu mă bucur de o floare și de un soare plin, și deloc nu mi-e amară frunza de pe lin. Eu mă bucur de prieteni și de oameni buni, o frumoasă moștenire de la cei străbuni. Să ne bucurăm cu toții de tot ce avem, neam din neam să ne trăiască și să ne urăm. La mulți ani, la mulți ani cu sănătate, la mulți ani, la părinți, la sore, frate, la mulți ani. Lăutarul să ne cânte, sufletul să ni-l alinte peste ani și ani. La mulți ani, la mulți ani cu sănătate, la mulți ani, la părinți, la sore, frate, la mulți ani. Lăutarul să ne cânte, sufletul să ni-l alinte peste ani și ani. Tot mai drag mi-e azi cuvântul dulce părintesc. El mă ceartă și mă iartă când din nou greșesc. Niciodată nu ne ajunge timp să ne întâlnim și la un pahar de vorbă să mai zăbovim. Vă doresc la fiecare doar puțin noroc și în ploaia cea de vară fir de busuioc. Sănătate și iubire astăzi vă doresc și din suflet pentru toate eu vă mulțumesc. La mulți ani, la mulți ani cu sănătate, la mulți ani, la părinți, la sore, frate, la mulți ani. Lăutarul să ne cânte, sufletul să ni-l alinte peste ani și ani. La mulți ani, la mulți ani cu sănătate, la mulți ani, la părinți, la sore, frate, la mulți ani. Lăutarul să ne cânte, sufletul să ni-l alinte peste ani și ani. Sănătate, la mulți ani, la părinți, la sore, frate, la mulți ani. Lăutarul să ne cânte, sufletul să ni-l alinte peste ani și ani. La mulți ani, la mulți ani cu sănătate, la mulți ani, la părinți, la sore, frate, la mulți ani. Lăutarul să ne cânte, sufletul să ni-l alinte peste ani și ani. Sufletul să ni-l alinte peste ani și ani. La mulți ani.